Zeci de elevi de la liceele tehnologice din Deva au participat joi la Marșul Meseriașilor, organizat cu ocazia Zilei Meseriilor. Alături de aceștia au fost prezenți profesori, dar și reprezentanții administrației publice locale și județene. Practic, absolvenții învățământului dual sau al școlilor profesionale, cum este mai cunoscută această formă de învățământ, vor fi viitorii meseriași care vor rămâne în Deva pe salarii bune și vor contribui la dezvoltarea orașului. Și lor sunt mulți tineri care urmează sau vor urma cursurile de învățământ dual, deci tehnologic. Este loc pentru toată lumea, piața muncii are o anumită deficiență, în sensul că este nevoie de tineri care să fie specializați. Toți investitorii care au venit în Deva și cu care am discutat, mi-au pus aceeași întrebare, ce se întâmplă pe piața forței de muncă și cum am putea să venim și în sprijinul tinerilor, ale elevilor, dar și antreprenorilor, să-și găsească forța de muncă din Deva și din împrejurire. Și iată că acest învățământ dual, dacă vreți, este cheia sau soluția la rezolvarea acestor probleme. Deci sunt optimist, am văzut că sunt tineri motivați, dornici să rămână din ce am zis cu ei în Deva, în marea lor majoritate, și trebuie să le creăm toate condițiile pentru a rămâne în Deva, a munci în Deva și, bineînțeles, pentru a avea, foarte important, salarii motivante. Autoritățile cred că tinerii care vor absolvi formele de învățământ dual vor contribui decisiv la dezvoltarea economică, nu doar a municipiului Deva, ci a întregului județ. Încurajăm toate meseriile care se predau în județul Hunedoara, încercăm să revoluționăm, să zic așa, învățământul tehnologic și încurajăm atât elevii cât și părinții să frecventeze cursurile de meserii, pentru că numai așa pot să își găsească un loc de muncă sigur, un loc de muncă bine plătit și în același timp încercăm să dezvoltăm și economia județului. După marș, participanții s-au întâlnit în cadrul unei dezbateri la primăria Deva, la care au fost prezenți și agenți economici, iar elevii au explicat avantajele oferite de învățământul profesional dual. Beneficiezi de niște avantaje, bursă profesională, bursă de merit de studiu oferită de compania. Transport gratuit din fața liceului până la companie, oferit gratuit de companie, unde ne vom desfășura stagiile de pregătire practică și mai încolo vom avea oportunitatea de a ne angaja la companie. Participanții la dezbatere au subliniat și faptul că tipul de învățământ dual care se desfășoară în liceele tehnologice din Deva este unul care a prins foarte bine în țările occidentale cu o economie dezvoltată. Avem elevi dornici, nu doar să îmbrățișeze meseria pe care o fac, dar să o facă cu pasiune, să o facă cu plăcere, ceea ce este un motiv de bucurie pentru noi. În privința programelor educaționale și a claselor, în cazul meu, venit la liceu energetic după o experiență de cadru didactic peste hotare în străinătate, m-am bucurat să văd că atât domnul director cât și agenții comerciali cu care liceul nostru are parteneriate au o viziune de viitor aliniată viziunii vestului. În cazul meu, venind din Olanda, ce am întâlnit în Olanda, am regăsit și în cazul liceului energetic. La marșul meseriașilor au participat elevi de la liceele de Vene, Dragomir Hurmuzescu, Grigore Măisil, Teclaș Gabor și Transilvania.